Salut, subeni, și în acest episod o să vă arăt cum să faceți faimosul efect de Tough Life. Să folosim Camtasia Studio ca de obicei. Mai întâi o să avem nevoie de joint și de ochelari. Să căutăm pe Google Images în format PNG, adică să fie doar obiectul fără fundal, ca să-l putem muta fără să ne distrugă efectul. Vom mai avea nevoie și de o imagine sau un videoclip pe care să lucrăm efectiv. Așa că eu o să folosesc gen fața asta troll. Fapt mai bine nu, pentru că asta e tot PNG. Să folosesc imaginea de la canal, bine, fosta imagine de la canal. De asemenea, avem nevoie logic de joint și de de ochelari. Pam. Le-am luat. Prima dată aduceți imaginea pe care vreți să o modificați pe timeline. Modificăm puțin fundalul să fie chiar culoare. Așa. Tragem și ochelarii și țigara. Le redimensionăm la dimensiunea potrivită. Facem asta, punându-le pe modelul țintă, puțin mai mic, cam așa. Și rigața, joint-ul, bam, no problem. Aici doar pentru dimensionare am făcut asta. Acum, ca să facem efectiv efectul, blocați straturile astea două, dați double click pe joint, de exemplu, și aici îți vă arat poziția pe axele X, Y și Z, adică unde este poziționat efectiv în pagină. Știți că atunci când începe efectul de Tough Life au un intro, gen răsucire sau apariție de nicăieri. Noi o să facem la fel, numai că pentru a apărea de nicăieri trebuie să iau nicăieri întâi. Deci punem aici o valoare absurdă, 15.000, 9.500 de ajuns. O vedeți aici în colț, se vede bucățica asta aici. 1.500. Unde era? Stai. Dăm înapoi, era la 151, deci, da, bun. Dăm Add Animation, vedeți începutul animației aici. Apoi, scriem valoarea pe axa X, unde trebuie să ajungă, respectiv 151. Îi dăm un efect de rotație, punem aici 1000, am zis. Și întindem frumos asta, să vedem cum arată. Nu vine prea lent, trebuie să dăm mai repede, pam, la jumătate. Tot vine prea lent. Avem nevoie de... Da, e destul de bine așa. Deci se pare că am făcut-o prea lungă prima dată, avem nevoie de fi mai scurtă. Ștergem bucățica asta, deblocăm stratul ăsta, îl blocăm pe ăsta și facem același lucru pe ochelari. Dăm click pe el, la Visual Properties X-ul băgăm din nou, azi băgăm să vină gen de sus, deci Y, nu? 1000, da, ar trebui să fie de ajuns, cu toate că e prea mult, dar spunem 800. Dacă nu înțelegeți ceva, dați în comentarii. Add animație aici, punem, cât era? 51? Nu, puțin mai jos, dar pe aici. Aici e bun. Întindem animație. Să așezăm cu trebuie. Ce mai mic poate, gata, așa, îți înclinam puțin, așa, deci întindem animația de aici, să vedem, da, interesant e că trebuie să băgăm și la asta un efect de rotație, sau, na, mai bine o lăsăm așa, deblocăm stratul, lungim,
dăm pe full screen și să-l vedem. Dar bine, aici ar trebui și un fundal sonor. De obicei se folosește melodia lui Snoop Dogg Steel, dar o să sare pe mine cu dreptul de autor, așa că o să băgăm ceva gen... Deci cam asta a fost cu efectul de Tough Live. Dacă v-a plăcut, dacă v-a fost folositor, dați un like și un share unui prieten ca să-i arătați că știți. O să postez mai multe tutoriale în Camtasia, așa că stați pe aproape. Un subscribe face foarte mult pentru mine. Vă mulțumesc! Salut! Salt, salt, salt. Salt, salt. Salt, salt. Salt, salt. Salt.